de-aia ați văzut tricoul binecunoscut. Astăzi sunt Puiu, iarăși, pentru că lângă noi a venit... Luiza Bucur! Bună dimineața! Puiu! Uite-ți, amareții le-am ținut aici ca să fie, proaspete. Să fie fresh, proaspete. Mulțumesc, ce drăguț! Mulțumesc din suflet! Da, da, da. Vezi, acum ce drăguț să ești, mulțumesc. Înainte să începem să vă zic în pauză, m-a văzut acolo în spate, m-a văzut că m-a dus să mă simt și mi-a zis să vezi ce te înnod astăzi. Mamă, e cu apa amenințări, da? Sunt foarte curios. Auzi, fraiere, vezi că te îndoi. Exact, mă îndoi, exact asta faci. Poți să le lași jos dacă vrei să mă înnoți mai bine, sau aici. Să le pui pe masă, sau unde vrei aici, tu. Exact, aici, ca să fie lângă noi. Și hai, înnoadă-mă, ce facem astăzi? Este o zi de sărbătoare. Sărbătorim prin a face sport, a ne mișca împreună, da? În familie, în cuplu, sportul este cel mai frumos. Doamne, ești deja, eu deja tremur, jur, că am emoții. Hai să ne întoarcem, spate în spate, fii atent. Așa. Ne mergem fiecare dintre noi cu pieptul spre coapse, spre coapse, spre coapse, spre coapse, ne întindem picioarele, da? Ui! Așa. Ne apropiem și încercăm să prindem coartele, să nu mă împiști, te rog, și menținem, da? Ți-a zis că te îndoi și te îndoi în același timp. Așa. Da, am întins coapsele. Hai să trecem repede pentru că am foarte multe și foarte, foarte frumoase. Cu picioarele depărtate, ne prindem de mâini, da. Și ușor, cambreu ușor pe spate, fără să forțăm, cu încredere, frumos. Și mă țin de tine dacă e să cad, da? Te țin, dar vezi că ne alunecă mâinile. Ține-te bine. Ok, și mențin pozițiile. Bun? Frumos? Da, în foarte doi frumos. Totul este mai frumos. Fii atent la asta. Avem așa, piciorul din exterior este așa. Bun. Mâna este sus, întinsă, întinsă, întinsă. Hai, și cealaltă aici. Și menținem. Echilibru frumos și întindere. Ce zici de asta? Tu ți imaginezi că toată lumea face acasă cu noi? Tu ți imaginezi că vede soția mea și o să fac asta acasă când ajung? Păi asta era și ideea, să faci diseară când te întâlnești cu soția ta și toată lumea da, să facă acasă. Da, asta este o zi în care trebuie să faceți împreună o inimă. Exact, uite, da. Așa se face inima. Uite așa, spatele drept, m-am îndoit. Aaaa, și aici. Ce frumos! Cred că pe partea mea e un pic stricată, dacă te fie cum se vede. Îndoie colțul ăla. Uitați-mă un pic la inima asta de la televizor. Hai că e frumoasă, frumoasă. Așa. Perfect. Așa. Hey! Perfect. Evident și pe cealaltă parte, pentru că talia trebuie pe ambele părți, bine? Da. Întinsă. Hai, mai departe, da. Mergem? Hai, îți plac astea? Îmi plac foarte mult. Ok. Talpă în talpă. Avem două variante. Prindem mâinile. Nu merge. A doua variantă. Tu poți să mă aplec atâta. Hai, ușor. Eu cobor pe spate, ușor. Pe spate. Tu te întinzi înainte, da? Ușor. Și acum schimbăm. Hai pe spate. Și eu mă întind, mă întind, mă întind, mă întind și mă întind. Ce zici de asta? E foarte fain. Zici tu că n-ar fi frumos să facă toată lumea acasă? Sunt curios cum face telespectatoarea noastră care a zis că îl alintă gogoașă pe soțul ei, cum face când el se întinde pe față și ea pe spate. Păi depinde. Sau ce invers. Gogoașă, poate este covergă. Că eu dacă... Bun. Doamne, ce bine. Deci a început să-ți placă. Da. Asta este magic. Hai să-ți arăt unul care să-ți placă cel mai mult. Fii atent, tu trebuie să stai în poziție de semipod. Asta înseamnă așa. Da? Da. Bun. Deci un partener stă așa. Hai să te văd. Încercăm pe urmă și invers. Dar mi-e un pic frică de picioarele tale. Și ce trebuie să fac celălalt acum? Partener face lumânare. Așa. Și menținem. Ce zici de asta? Nu știu ce se întâmplă, sper că e bine. Podul okay? De piatră s-a dărâmat. A venit e super. Apa da. Și l-a luat. Bun, mai facem? Mai facem. Hai. Ce mai facem? Fii atent. Știi Romeo și Julieta? Nu. Tu fandezi înainte și întinzi bine, foarte, foarte bine coapsa cu spatele drept. Da? Bun. Și cu o mână, mâna opusă, da? Pentru că aia vai acolo. Îți susții partenerul, partenera, care sus întinde aici. Frumos? Unde mă uit? Unde? Că vreau să fac o poză frumos. Da? Nu vrei să facem și invers acum? Așa. Pum. E rândul tău. Facem invers? Da, doamne. Hai. Da, doamne, hai. Da, doamne. Hai să te văd. Așa? E aproape drept, la fel, drept, sincer. Drept, drept. Bravo, șurubel, sunt tare mândră de tine. Da? Oleg Danovski te așteaptă. O să fiu prim balerin la baletul, la opera rusă. Ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut foarte mult. Hai, mai facem încă unul? Mai facem încă unul, fii atent. Asta este cel mai la îndemână și cel mai ușor. Se poate face în picioare sau pe saltea, spate în spate. Știi acela când eram mici și ne
Da, ne, cumva da, ne da, ridicam unii da, pe alții. Știți, astăzi mi-a venit o idee. În loc să mă, că, să mă apuc de zbor, mai bine mă las și mă apuc de Cehov. Ok, și invers, hai, ridică ușor. Și ușor, ușor. Trebuie să-mi ridic picioarele? Nu. Nu. Dar știi că asta merge făcut și pe saltea. Foarte frumos merge făcut pe saltea. De exemplu, uite, stăm așa, spate în spate, pe genunchi. Așa. Stai și tu pe genunchi. Și... ok, tu te ghemuiești, adică o să ajungi în poziția asta. Și cu palmele pe sol. Așa. Poți să faci și asta, dar m-am gândit că eu sunt mai mică și pot exact, da, hai, du-te cu palmele, eu mă duc foarte mult. Da. Așa. Și partenerul se întinde aici. Okay. Mamă, ce bine te potrivești pe S-ul coloanei mele. Ok, evident se poate face și invers. Aici ajută să fii cocoșat, să ai un S. Bun, ce vreau să sugerez este că orice motiv de bucurie și sărbătoare este și motiv de sport în familie. Asta așa. Și de bună dispoziție. Tu ești o bună dispoziție mergătoare, Luiza. Ne vedem luni cu tine. Ne vedem luni. Abia aștept. Facem exerciții pe scaun. Mulțumim, Luiza, bucur!